Ieri am vorbit de performanță și revista vorbească despre activitatea lui de zi cu zi ca și sportiv, despre orele de antrenament zilnice și ceea ce înseamnă pentru el sportul. Ciao, Pere. Vreau să încep să vă întreb ce înseamnă sportul pentru voi. Adică, ce credeți că înseamnă sportul? Vorbiți pe rând, ridicați cu mine. Ne-i bate. Astăzi mă mult de când eram clubul Petru Vigor. Acolo am profesat, să știți, până când s-a chis. Și eu, ca și colegul vostru, erau o fac fotbal de 7 ani. Așa. Și nu am avut de adăugat, la fel, am spus el, greu, 5 ore sau așa, mai mergem în weekend și la un sintetic, de plăcere. Trebuie să avem 3 meciuri principale și 2 gustări. Cele 3 meciuri principale trebuie să conțină foarte multe legume și fructe. Pachetul vostru de mâncare care au fost până aici. Deci care ați început să mergem la sală de anul ăsta. Ia să vedem, am văzut-o mână sus. Mă numesc Lazar George, am practicat basket ale PSCS Bihorul ăla de timp de 5 ani până a intervenit o problemă la genunchi. Așa, a treia fac basket și anul ăsta prima de echipă, joc la echipă. Și mă dau pe skateboard. Mănânc foarte nesănătos, dar nu am ce să zic, chiar mănânc foarte nesănătos, am un metabolism foarte ok și mă